Un tânăr în vârstă de 33 de ani din Mireșul Mare, care circula la volanul unui autoturism prin satul Tulgheș, a fost înregistrat cu viteza de 128 de km pe oră. Poliția l-a semnalizat pentru a opri, însă el a accelerat mergând mai departe, ceea ce a dus la urmărirea sa în trafic. Conform site-ului vasiledale.ro, bărbatul a încercat să scape și cu toate că polițiștii l-au somat prin portavoce să oprească, acesta și-a continuat traseul. A continuat și urmărirea, pe drumul județean 184 din Tulgheș până în Șopcuta Mare. Ajuns în DN1C, șoferul fugar a virat stânga spre Baia Mare și a accelerat. La ieșirea din Șopcuta Mare a luat-o pe un drum lateral pe câmp, încercând să-și piardă urma, însă mașina a rămas împotmolită, iar șoferul a coborât, a încuiat autovehiculul și a plecat. A fost găsit în scurt timp pe raza localității de domiciliu. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Atunci când a fost verificată posibilitatea ca acesta să fi consumat droguri, s-a dovedit prezența în organism a unor substanțe interzise. Pentru confirmare, a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru a-i fi recoltate probe biologice. Pe autoturism erau montate plăcuțe de înmatriculare false, care aparțineau de fapt unei autoutilitare. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat. În plus, proprietarul mașinii a refuzat să deschidă ușile acesteia, motiv pentru care s-a dispus ridicarea și sigilarea autoturismului în vederea efectuării percheziției. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.